Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit în bucătăria Anei! Astăzi vă prezint rețeta mea de cartofi aromați la cuptor. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. 1 kg de cartofi, eu i-am curățat, i-am spălat foarte bine în mai multe ape și i-am tăiat cu o formă ușor spiralată, sare, piper, cimbru și boia și avem aici puțin ulei de porumb. Pentru început voi transfera cartofii în acest baz care va merge la cuptor. Și voi presăra peste ei sare, piper, boia și cimbru. Este boia dulce, proaspăt râșnită. Amestec foarte bine. Adaug acum și uleiul. Voi acoperi cu folie de aluminiu și voi da la cuptor pentru aproximativ o oră la 200 de grade. După 60 de minute de stat la cuptor, am îndepărtat folia de aluminiu și astfel cartofii au căpătat această culoare aurie. Sunt crocanți și foarte aromați. Pot fi garnitura perfectă pentru friptura de orice fel sau pot fi serviți ca atare alături de o salată de legume sau cu sosurile preferate. Eu îi voi servi astăzi alături de această cremă de usturoi cu avocado. Atât pentru astăzi, să ne revedem sănătoși la rețeta următoare!